Bună dimineața! Bună dimineața în această zi superbă, minunată, plină de soare. Da, avem soare așa frumos. În oraș. Tocmai ce am ieșit acum din casă la ora 11 și mergem să bem și noi o cafea. Da, e super. Astăzi o să avem o zi numai de explorat în poartă. Deja am vizitat o parte din obiective, dar vedem ce mai putem să mai bifăm pe listă. Stăm și la apus, o să fie o zi lungă. O zi plină, vedem și luminițele. Ah, da, chiar au aprins luminițele de Crăciun acum. Și au făcut și un brad, așa. Am trecut aseară pe la el, dar n-am mai filmat, o să filmez în seara asta. E arată frumos, destul de interesant așa cu luminițele astea de Crăciun pe aici. Chiar e, dă un vibe mai crăciunistic. Mai de Crăciun, da. Mai de decembrie. Ce aglomerată e strada asta și acum destul de, mă rog, e cam la prânz, deci sunt mulți turiști. Cred că sunt și locali aici pe aici. Așa ne începem aici ziua, cu cafeluță și cu paște aici de nata. O, oh, oh, ce bine arată! Asta e o urmă de cafea. Aia e a mea. Nu poți să numești cafea. Și asta, asta e, e cafea. Cafeaua cu lapte. Mergem acum și pe timp de zi până la catedrala din Porto. E fix aici pe stânga și în spatele nostru e și podul ăla. Uite ce trenuleț! Să ne plimbăm și noi cu asta. Dar nu știu pe unde merge, cred că pe aici, prin oraș. Cred că e un tur ceva. Da. Uite ce frumos se vede în partea dreaptă. Oh, ăla e Torres. Torres de Se? Nu mai știu cum îl cheamă. Cel mai înalt turn de aici, din Porto. Clegarios, ceva. Cum este pe soarele ăsta aici în Porto? Stăm ca reptilele la soare. Da. Bine la soare. Frumoasă și piața asta de aici. Avem și o soprană. O soprană, da. Am mai văzut-o, mai cânta pe lângă biserica aia albastră. Am ajuns la un tramvai pe care îl căutam noi de mult, care e acela. Nu mai sunt tramvai. Da, că s-a închis o linie aici unde era de obicei, dar văd că trece acum. Ce frumos! Asta e capătul de linie și i-a schimbat chestia aia de sus unde o pune pe firele electrice, a întors-o pe partea cealaltă și o să vină înapoi pe partea asta. Da, se întoarce pe linia cealaltă. Hai să-l filmăm mai de aproape.
Ne-am oprit acum pe malul râului să stăm la un pahar de vin, să vedem ce au în meniu aici. E foarte cald, frumos, ne bate soarele, acum chiar e aproape de tricou, așa aș zice, aici în zona asta. Ne-am comandat aici la terasă și două pahare de vin din asta de Porto. Sunt ambele roșii, dar nu știu, modele diferite. Și ne-am mai comandat din asta mai învechit, taunii. Aha, da. Da, ăla e taunii, cred că e mai învechit. Oricum le gustăm să vedem ambele cum sunt. Și ne-am mai luat un aperitiv, așa, niște pâine cu ăsta e ulei și am mai pus ceva acolo, nu mai știu ce, oțet, da? Și niște măslinuțe și stăm aici la soare. Da, e perfect, deci e superb. Avem aici pescărușii care s-au pus pe treabă, cred că vor să ne ia din mâncărică. Ne dau târcoale pe aici. Pâinea asta arată apetisantă pentru ei. Da, chiar zburau foarte aproape de noi aici. Cum este domnul Eliade? Vă place? Bacalau se numește restaurantul ăsta. Ce zi, uite pescărușul. Ce zi superbă. Pe aici te poți plimba cu bărcuța, sunt tururi. Ne gândeam să facem și noi un tur mâine. O să vedem dacă facem până la urmă sau nu. Super. Acolo sunt vase de croazieră sau sunt pentru tururi? Că nu-mi dau seama. Da, acolo au inclusă și cină. Da. La pus. Avem aici și terasa asta și în spate cântă live, artiști pe aici. Da, aveau formație pe acolo, s-au pus aici în fața teraselor, chiar e super, e atmosfera interesantă. Și de aici se iau și bărci, cam aici e locul de pe malul râului, unde, exact, unde vine lumea. Și pe lângă asta mai e și centrul ăla istoric, unde sunt biserici, în interiorul orașului. Dar chiar e foarte multă lume acum pe aici. Super. Acum trecem și pe sub podul lui Sântâi, doar că aici se lucrează și e un pasaj mai îngust, așa. Da. Poate ne întoarcem pe partea de sus, să vedem. Da, am fost, dar era interesant. Pe aici, pe jos, nu prea vezi așa multe, că e în lucru. Acum ne plimbăm pe cealaltă parte a râului. Am trecut podul pe acolo. E superb și pe partea asta, interesant. Clădirile astea de aici, de pe partea cealaltă a râului, chiar arată foarte bine, sunt renovate așa. E totul mai nou pe aici. Și promenada asta arată foarte bine întreținută. Să vedem ce e aici în interior, arată foarte interesant.
Avem și un mare Moș Crăciun aici. Cam grăsun. Moș Crăciun, cel grăsun. Da. Am mâncat prea. Mama, ce motociclete pe aici. Kawasaki Versys ăsta arată într-un mare fel. Moto de adventure. Avem și frații motocicliști. Hai că mai trece încă unul. Poate de la anul facem și noi vlog cu motocicletă. Vrem și noi așa. Asta ziceam acum pe vlog. Poate de la anul facem și noi vlog cu motocicletă. Ce interesant stau bărcile astea aici pe... pe loc unde se pun bărcile. Parcarea de bărci. Parcarea asta, da, wow, tare rău. Dar astea sunt funcționale? Cred că da, arată bine. Ah, da, chiar arată super. Mergem pe lângă malul lacului Douro. Unde? În Valea Douro se cultivă... viță de vie? Viță de vie. Da, terenul de aici. Din toată Portugalia e perfect pentru... struguri și pentru vin. Dacă mergem așa pe partea asta până în capăt, o să ajungem la ocean și am văzut că sunt vreo 5 km de mers, cam o oră de mers. Încercăm să vedem dacă reușim să ajungem până acolo și cum e drumul. Arată foarte interesant aici. Uite cu faleza asta, chiar e superb. Da. Sunt motocicliști, bicicliști, e super ok. Traficul nu e așa aglomerat, adică n-am văzut să fie foarte, foarte aglomerat. Sunt mașini, dar mai lejer. Ia uite câte, câte alge aici. Asta nu mai e lavă. O, asta, ia uite podul în depărtare lui Sântâi. Și acolo e centrul vechi al orașului. Lumea stă aici la pescuit, deci astea sunt făcute special pentru undiță aici. Să stea. Super tare. Sunt curios dacă prind ceva. Ia de momeală aveau acolo. Foarte tare sistemul ăsta. Avem și micul tramvai acolo. Ăla vechiu. Sigur, da. Funcționează. Eu cred că acolo e și capătul de stație. Aici mai trecem pe sub un pod care arată cam așa ceva. Și e foarte frumoasă plimbarea asta pe aici. Noi mergem pe aici ca și cum, uite, merge cu barca. Da, facem turul de pe jos. Păi mergem la fel de repede ca și cu. Și în fața acolo ar trebui să se vadă oceanul, dar o să ne apropiem mai mult să filmez mai de aproape. E foarte interesantă și zona asta de aici. Văd că sunt tot terase, căsuțe, doar că nu prea sunt mulți turiști pe aici, e destul de pustiu. Da, se mai plimbă, toți se duc în față, cred că vedem unde ajungem acolo mai în față, ce se poate vedea apusul eventual. Am ajuns și în zona unde sunt bărcile, iahturile. Douro Marina, da. Mamă, ce iahturi pe aici, șmecherie. Așa, da. Aici e zona pentru bogăție. Ce frumos lumea stă aici la plajă. Și să mai înaintăm că mai e o plajă mai în față. Tot pe promenada asta se plimbă lumea. Avem o grămadă de păsări pe aici. Noi acum trebuie să ajungem pe partea cealaltă și avem drumul ăsta pe aici. În față avem și niște
o muzică africană, parcă, din ce se aude. Și dansează, da. Da, super. Nu știu ce e, dar muzică. Am intrat puțin și pe la umbră acum, că e dealul ăsta aici. Dar după deal o să ajungem fix la apus. Da, mai și la soare. Jumătate de oră, da. Și acum. La umbră așa e friguț, deci la soare chiar azi a fost foarte cald, dar la umbră se simte răcoric așa. Chiar a fost o zi superbă și ne-am plimbat. Da. Dar a trecut așa repede, nu știu, adică zici că a trecut o oră până acum. Da. Și am fost pe grabă să ajungem și aici, aici din greșeală am ajuns, că nu m-am uitat. Nu știam. Da. Și am venit pe jos, am mers ceva, dar să vedem și după, după dealul ăsta cum o să se vadă. Atât de frumoase, da, nisip așa, un riu, da. Apa e limpede, turcoaz. Să o vedem pe asta de după, să nu zicem prostii. Păi așa arătam. Așa am văzut pe maps în poză, da. O să vedem acum și dacă e chiar așa. Deja se aud valurile în față, zici că tună așa. Pe jos pe aici avem nisip. Nisip! Wow, ce tare! Da. Deci este incredibil ce valuri sunt. Oh, deci să le vedem puțin mai de sus de aici. Mamă, tu vezi ce valuri mari? Și se aud. Wow! Deci cum se vede? Urc pe asta aici. O, trebuie să mergem pe plajă acum neapărat. Cam așa ceva avem apusă. Se vede și apusul, e super șmecher. Deci aici locul ăsta este superb. Cum se vede apusul încolo și cu valurile astea. Oh, ar merge și de o baie aici. Dar sunt la valurile astea, n-ai ce căuta, nu-i nimeni în apă. Wow, cum s-a auzit valul ăla. Gata, s-a dus și soarele acum. Ce frumos se ridică păsările astea. E un curent de aer cald acolo, se rotesc. Și
superb locul ăsta de apus. Ia zi, nu? A fost maxim. Toată lumea stătea pe aici la apus. Dar nici n-am citit despre asta. Da, l-am descoperit din greșeală și noi. Ne îmbrăcăm acum că... Da, s-a făcut frig acum. Ce super se vede. Ce loc bun și-a găsit camperul ăsta aici. Superb cu vederea la ocean. Acum cam pleacă toată lumea după apus. Plecăm și noi, să vedem cu ce o să plecăm, ori cu un Bolt sau Uber, ori cu un transport în comun, că am văzut că era o stație aici. Avem aici și parcarea unde lumea stă și în mașină și privește apusul. Da, așa, da, super șmecher. Dacă am avea și noi un loc din ăsta în București, te duci să vezi apusul la ocean. Wow, ce șmecher ar fi. Da, e superb locul ăsta. Avem și ceva stânci aici, așa, mai stâncos. Avem aici niște explicații, așa. Zice ceva despre stâncile astea, uite unde suntem noi aici. Uite, aici s-au format niște caverne. Ah, da, sunt niște peșteri pe aici, pe aici, pe undeva. Am fi putut pleca și cu niște trotinete, dar cred că scumpe. Așa că o să luăm autobuzul, să mergem și noi cu autobuzul, să vedem cum e. Mergem și cu autobuzul, like. Ia uite autobuzul pe lângă marginea oceanului, da. Și cu apus. Și cu apus, gata, excursia cu autobuzul, nu prea s-a văzut mare lucru din el, că avea geamurile așa fumurii și nu se vedea deloc. Acum o să luăm și metrou, să vedem cum e metrou, așa. Avem puțin de mers până în centrul orașului. Am văzut pe net că ar costa 1,20 € o călătorie la metrou. Hai să vedem cum e, dacă e chiar așa și cum se cumpără. Și la autobuz a fost 2. Da, la autobuz am dat 2 euro, mai mult și orice. Pe o călătorie. Deci la ăștia aici scanezi. A, uite, se poate plăti și cu, cred că cu cardul este, să vedem ce zice aici. Nu, nu cred. Ba da, cred da. Hai. Gata, poți să mergi. Cam așa arată și stația de metro din Porto. E foarte modern, tot pare nou făcut așa. Cam asta e, nu cred că e foarte mare metrou, nu știu exact. Vă că linia asta e mai mare așa. Ce metrou interesant! Dar e foarte aglomerat. Deci metrou ăsta de aici zici că e un tren așa, e foarte... foarte mare. Da, pot să filmez că sunt oameni mulți. Prin aglomerațiune. Hai să vedem cum ieșim. Bagă-te. Oh, oh, ce aglomerațiune pe aici. Gata și călătoria cu metrou. Foarte șmecher metrou aici, doar că era foarte aglomerat, dar e totul nou, nu știu, chiar era... metrou din Dubai. Da, sau ca un tren mai mult, așa, nu, da, interesant. Deci e un euro călătorie, am plătit cu cardul contactless, dar doar o singură călătorie, că cealaltă n-a mers și mi-a arătat că s-a plătit, dar m-am uitat pe Revolut și nu arăta că e plătit, nu știu exact care e. Trebuie să autorizezi plata
Păi scrie acolo că era autorizat. Nu știu ce s-a întâmplat. De în fine, ideea e că aici poți să treci, poți să nu plătești biletul și intri la metro și-s controlori. Deci, dacă vrei, poți să mergi așa pe riscul tău. Am văzut, erau într-o stație niște controlori, nu știu exact cât de des e controlul, dar... Da, nu știu care e treaba. Foarte noi și autobuzele și... Da, și autobuzul ăla care am fost, transportul în comun pare să fie pus la punct foarte bine aici, chiar e foarte bine. Autobuzul ăla e full electric, deci am observat că ăștia au pe aici mai multe mașini electrice, o grămadă de Tesla, din astea Nissan Leaf, chiar sunt friendly cu mașinile electrice. Și cu transportul în comun. Și cu transportul în comun, da. Bineînțeles că avem și o Dacia Spring pe aici și chiar am mai văzut. Dacia Spring Sprint. Pe aici ar trebui să ajungem undeva la un brad, e făcut, dar trebuie să-l căutăm că e pe undeva prin spatele clădirilor. Ei, am ajuns și la brad și pare că sunt decorați și copaci ăștia pe aici. Foarte frumoasă zona asta. Și e multă lume. Cum ar fi să găsim niște vin fierte aici? Da. Are foarte multă lume adunată. Ieri când am trecut pe aici nu era așa multă lume. Azi e 1 decembrie, înseamnă că azi e prima zi oficial de iarnă. Dar e liniște, nimeni nu face gălăgie. Da, nu e așa gălăgie, mai se mai aud oamenii mai vorbesc, dar e destul de liniște. Foarte frumos târgul de Crăciun de aici, din Porto. Dar vă spolim de noi. A, chiar, da. Nu e nicio muzică, e doar bradul ăsta și... Și niște tarabe din alea. Da, erau niște magazine, dar în altă parte. Aici pare că nu le-au adus. Da. Adică nu e ca un târg de Crăciun, e doar bradul ăsta. Da. Da, tot e o atmosferă foarte frumoasă. Poate o să facă un concert ceva, sau poate nu, nu știu cum e pe aici prin Porto. Da, dar e multă lume, adică s-a dat multă lume și stau așa pe aici. Ies la plimbare. Și vine din ce în ce mai multă lume la brad aici. Acum e 6:30 ceasul. Cred că mai târziu o să fie și mai multă lume acolo. Deci e full de lume aici. Fix în Istanbul, pe strada aia, zici că suntem? Da, exact, arată ca strada. Am uitat cu schema din Istanbul, unde te duceai spre Taksim Square. Plin. Aici e cel mai bun kebab. Doner. Acum am ajuns la un restaurant unde au un sandwich, un fel de sandwich așa tradițional. Ia să vedem, francesinia familiar. Ce prețuri, 16,80. Da, e foarte mare, din ce am citit în review. Este un sandwich cu? Carne de vită și ou, cresc. Și pe deasupra. Și cu cartofi prăjiți. Da. O să vedem, o să aflăm. Și cu un ou deasupra, da. Cam așa arată pe aici. Am trecut odată, acum câteva zile pe aici, era plin. A, în stânga acolo.
se vede și sandwich-ul respectiv. Și aici au doar sandwich din ăsta, atât. Super, abia așteptăm să-l încercăm. Ne-a adus acum și vinul și eu mi-am luat o bere, că n-am mai băut o bere de mult, am băut doar vin, arăt că sunt. Yes. One. Yes. Yeah. Gusta. E bun? E ce trebuie. Da. Sunt super bune vinurile astea. Oh, și o să bag și eu berea asta. Ne-a ajuns și mâncărica. Avem aici o porție de cartofi prăjiți. Evil. Dar îi mâncăm la cât am mers astăzi pe jos. Chiar cât am mers astăzi. Ia, yeah, vezi pe ceas. Aproape 20 de kilometri. Așa, da. Cam așa am mers în fiecare zi. Da. Deci ne permitem niște cartofi prăjiți și aici avem un sandwich. Și aici avem un ou. Așa, în partea de jos văd că e cașcaval, pâine, e ca un sandwich acoperit de cașcaval, cu ou deasupra și cu cărniță. Dar o să-l vedem mai bine după ce începem să mâncăm. Rodica, fii atent aici să notezi rețeta, să încerci și tu. Pe lângă minunățile alea pe care le faci, uite, ar merge la keto bine. O să avem poftă. Așa, să vedem și în secțiune cum arată. Wow. Da, deci e fix un sandwich cu un ou deasupra și cu carne de vită în interior. Și sosul ăsta, nu știu exact cu ce e. E picant, cam cel picant, să vedem cât de picant e. Oh. Oh, sper măcar puțin usturoi să aibă. Mamă, dar ce miros a venit. Carne, zici că e de burger. Da. Ia, întoarce puțin asta, așa, să vedem. Mamă, ce nebunie. Da, arată foarte bine. Bun, deci așa e Rodica, da? Să ții minte, să notezi rețeta. Ce nebunie, trebuie să gustăm să vedem. Da, asta e mâncare specific portugheză. Ia, stai să iau o gură. Hai, trebuie să iei prima gură să guști, să vezi. Da, să vedem cât de picant e. Că... E carne de vită. Iar auzeam cum o băte aici. Da, e tare sau nu? Cred că nu reușesc eu să o tai. Yeah. One eternity later. Da. Pari surprinsă. Nu prea are gust sau ce? E ca și cea de burger. Așa. Nu e atât de condimentată. Iar sosul ăsta mă așteptam să fie de roșii, dar nu pare așa. Dar ce că e picat? E picant? Aha. Foarte bun. Ia, hai să gust și eu, deci să văd cum e. Deci mâncarea mi s-a părut super gustoasă, așa picant făcută. Da. Ia să ne spui și tu părerea. Ce nebunie. E nebunie, da. Are și cașcaval și cărniță de vită și de toate. E picant, da. Da, e picant, dar e suficient de picant încât să nu-ți dea lacrimile. Și gustul, cum ți se pare? Nu-mi dau seama. E ca o carne de burger, da? Fără de condiment. De, da. Da. Carne de vită de burger. Mm. Dar ta. N-are gustul ăla. Cu sos e picant, dar nu e... Parcă nu are foarte mult aromă. Da. Mm. Dar tot ce am mâncat până acum, pe unde am mâncat, era așa plin de savoare. Ăsta e mai soft. Da. Care... Interesant, trebuie să mai mâncăm, hai să mai vedem. Da. Ne-a ajuns și nota de plată, 22 de euro, 109 lei. Super. A fost foarte bun. Am terminat și băuturile și acum acasă. Trebuie să fac și eu.
10 la 100. Gata, plecăm spre casa acum. Casa e foarte aproape de unde am mâncat acolo, deci chiar... Gata și pe ziua aceasta. Da. A fost o zi plină, ne-am plimbat. Frumoasă, cu soare. A trecut super repede, dar am făcut și multe chestii, parcă așa. Mai avem de stat aici în Porto doar mâine și sâmbătă o să plecăm. Și mai stăm un weekend în Lisabona. Am ajuns la Bon Jardin Suits. Ne vedem la următorul vlog. Pa!